Da, întotdeauna Guvernul României s-a ținut de promisiuni și a adus foarte, foarte mulți bani în județul nostru prin diferite proiecte. Astăzi a venit rândul acestui proiect important pe brațul Borcea. Cel al doilea proiect important din partea Guvernului României este pasajul de la Drajna, care prinde contur și cred că undeva până în decembrie sperăm să va aibă deja să intre în licitație proiect tehnic plus execuție. Sunt multe proiecte aduse în județul nostru de către Guvernul PSD. Aceste cale mulțumim doamnei prim-ministru, că de câte ori a venit la noi, s-a ținut de promisiune, ceea ce a promis s-a și realizat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu pentru invitație. E o investiție importantă din partea Ministerului, din partea Guvernului României, de aproape 52 de milioane de lei. Acești bani vor fi investiți în decurs de 45 de luni aici la dumneavoastră în Călăraș pentru dezvoltarea turistică a brațului Borcea și realizarea unui port turistic. Era necesar să aveți o astfel de investiție pentru a încerca să fructificați la maxim potențialul turistic al Dunării. Știu că mai aveți aici în Călăraș încă două proiecte care urmează să obțină finanțare, proiecte care au un concept integrat de turism, pentru că toate o să fie privite ca un tot unitar. Cred că este un punct foarte bun de plecare, astfel încât potențialul turistic al județului dumneavoastră să fie valorificat la adevărata valoare. Vreau să vă mai spun că Guvernul României are un program de guvernare votat în Parlament, votat de români, pentru că în urma prezentării acestui program de guvernare am obținut voturile în mod covârșitor, ne-am ținut de cuvânt și iată că pe sectorul turistic am reușit să ne implementăm aproape 100% din măsurile pe care le-am propus noi și cu care am venit în fața românilor. Una din aceste măsuri era deblocarea fondurilor guvernamentale pentru investiții. Vreau să vă spun că în ultima perioadă am semnat mai multe proiecte de finanțare și aici mă refer la Portia de la Borcea, unde am semnat un contract în valoare de 22 de milioane de euro pentru realizarea unei pârtii moderne, de aproape 3 km lungime. Săptămâna trecută am fost la Constanța, unde de asemenea am semnat un proiect de aproape 5 milioane de euro pentru modernizarea delfinariului. Iată, azi sunt la dumneavoastră la Călăraș și săptămâna viitoare o să fiu la Sibiu, la Ocna Sibiu, unde de asemenea o să am în vedere semnarea unui contract pentru realizarea unui parc tematic la Ocna Sibiu și a unui parc de rulote. Nu vrem să ne oprim aici, vrem să continuăm aceste proiecte, finanțarea lor. Vă așteptăm inclusiv pe dumneavoastră să vă susțineți proiectul pe care numai cel au depus autoritățile publice locale, astfel încât până la sfârșitul anului să semnăm și al doilea contract. Am deschis și avem posibilitatea acum să semnăm contracte pe programe multianuale, de finanțare multianuală, și acest lucru, iată că implementarea acestei legislații, iată că a dat rezultate și autoritățile publice locale au acum posibilitatea să poată să își prevadă în buget aceste sume și să realizeze aceste investiții. Deci am simplificat foarte mult legislația, am deblocat proiectele, dar am venit și în sprijinul mediului privat. Vreau să vă spun că la ora actuală avem cea mai mică fiscalitate pe sectorul turistic din Uniunea Europeană. Vă pot da exemplul de TVA-ului, care a scăzut pe acest sector la 5%, dar sunt și multe alte măsuri care au venit în sprijinul acestor investitori din turism. Și anul acesta am acordat voucherele de vacanță, să nu uităm că este vorbim de o sumă de 1250 de lei, o sumă importantă, care poate fi utilizată de un turist doar pe teritoriul României. Prin această măsură nu am accesat doar aspectul
să spun, social. Am vizat mult mai mult și anume infuzarea unei sume importante în sectorul turistic, pentru că sectorul turistic, cum spuneam, este în proporție de aproape 95% privat, deci este un ajutor direct dat mediului privat și avea nevoie de acesta. S-a și văzut pentru că anul acesta numărul de turiști a crescut, dar au crescut și foarte mult investițiile în acest sector turistic. La ora actuală sunt în construcție în România, conform datelor Federației Hotelierilor din România, 25 de hoteluri noi, mari, care se construiesc pe întreg teritoriul României. Acestea nu au venit așa din întâmplare, ci toată această creștere a numai de turiști, a veniturilor și a construcției hoteluri au venit în urma măsurilor pe care guvernul le-a luat prin Ministerul Turismului. Cum spuneam, nu vrem să ne oprim aici, domnule președinte, vă așteptăm cu un nou proiect, astfel încât să dezvoltăm județul Călăraș. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult. Vă așteptăm ori de câte ori este nevoie să fiți alături de noi în județul Călăraș și întotdeauna ușa dumneavoastră a fost deschisă pentru călărășeni și nu neapărat numai pentru călărășeni. Vreau să-i mulțumesc și domnului deputat Sorin Vrăjitoru pentru implicarea dânsului ca acest proiect să fie realizabil. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă mai dați voie, mă scuzați, domnule deputat, vreau să transmit locuitorilor din Călăraș că atât domnul președinte cât și domnul deputat și autoritățile, toate autoritățile locale de aici, dar în special cei prezenți, cei doi prezenți, sunt implicate extrem de mult. Cred că în fiecare zi am primit mesaje de la ei, vizite astfel încât să se asigure și ei că funcționarii din Ministerul Turismului lucrează la durație maximă și să nu mai pierdem nicio zi pentru realizarea acestui proiect. Le mulțumesc foarte mult și felicit pentru efortul care l-au depus pentru județul pe care ei îl reprezintă. Mulțumim, domnul ministru. Ceea ce se credea o utopie cu câțiva ani în urmă, în momentul în care s-a depus acel proiect de adăugătoare la Consiliul Județean, în calitate de Consiliul Județean, și mulțumesc pe această cale și Consiliul Județean care au susținut și au votat acel proiect de hotărâre, astăzi devine realitate. Astăzi, Guvernul României și aș vrea să-i mulțumesc doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, aș vrea să-i mulțumesc în mod personal și noi călărășinii, să-i mulțumim domnului ministru Bogdan Trif pentru faptul și, dacă mi se permite o glumă, a fost și mamă și tată pentru acest proiect și celor din Ministerul Turismului că au crezut în noi, în proiectele noastre de la Călăraș și în potențialul acestei zone și de a finanța acest obiectiv, spun eu, major pentru noi ca și oraș. Este cea mai mare investiție guvernamentală venită în Călăraș de la Revoluție din 1990 și până acum. Și pentru asta și pentru multe altele, Guvernul României, Ministerul Turismului și toți cei care au pus umărul la sprijinirea acestui proiect și Consiliul Județean și cei care au făcut posibilă producerea acestor documente care astăzi ne-a dus în fază de asemnare contractului de finanțare. Vreau să le mulțumesc în mod personal și să transmitem călărășinilor că investițiile Guvernului României nu se vor opri aici și vom merge mai departe și vom aduce bani pentru noi, pentru călărășini. Vis-a-vis de pasajul de la Drașna, vreau să vă dau o informație. Astăzi am trecut pe acolo și au venit cei de la drumuri, de la regional de drumuri de la Constanța, împreună cu firma care a câștigat studiul de fezabilitate. Au început să facă măsurătorile. În următoarele săptămâni vin să facă prospecțiune de sol pentru demararea acestui proiect extrem, extrem de important pentru noi ca județ. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul deputat. Două lucruri, dacă îmi permiteți, pentru domnul ministru. Ați discutat un pic mai devreme despre voucherele de vacanță. Voiam să vă întreb, există anumite persoane care, din motive întemeiate, nu își pot folosi voucherele de vacanță pe un an calendaristic. Bun.
Există posibilitatea ca aceste persoane să-și poată consuma voucherele pe anul viitor? De exemplu, dacă rămân anul ăsta cu voucherele consumate, au fost bolnavi sau din diferite alte motive, există această posibilitate legală? În primul rând vreau să fac o precizare, pentru că am vorbit de voucher de vacanță și am vorbit de suma de 1250 de lei. M-am referit la suma care rămâne efectiv după impozitare. E doar impozitul de 10% fiind eliminat de CSU și CSSU. Să nu există vreo confuzie că am diminuat această sumă. Suma este tot de 1450 de lei, vorbim de plusoară. Da. Sunt foarte puține cazurile în care voucherele de vacanță nu pot fi folosite un an de zile. Mi-e greu să cred că un an de zile nu poți să petreci o vacanță, un weekend. Acestea se pot folosi și în restaurante. Adică te poți duce și la tine în oraș sau lângă localitatea ta. Nu am prevăzut ca după un an de zile să poată fi prelungită această perioadă. Mi-e interesant ca aceste vouchere să fie consumate și să încurajăm consumul cât mai rapid, pentru că v-am spus, am urmărit să ajutăm și mediul privat care avea nevoie de infuzie de capital. Vreau să vă mai spun că anul trecut am avut o creștere cu aproape 60% a numărului de cereri de autorizații. Autorizațiile, mă refer la termenul general, nu aș vrea să folosesc termenii specifici ca să înțeleagă și cei care nu sunt la curent cu legislația din turism. Deci au crescut numărul de cereri de autorizații cu 60% față de 2017, iar pe primul semestru al acestui an avem de asemenea o creștere undeva la 33%, 32-33% față de 2018. Deci iată că aceste vouchere de vacanță au avut și ca efect scoaterea la lumină a industriei care funcționa la negru și în special a pensionilor. Deci am încurajat către legalitate. Exact. Cum spune și colegul dumneavoastră, i-a încurajat să intre în legalitate pentru că nu se pot deconta în alt mod vouchere de vacanță. Știu că m-au întrebat colegii dumneavoastră și nu doar aici. Întrebarea aceasta am primit-o în foarte multe locuri unde am fost. De ce unii hotelieri percep un tarif diferențiat? Da, nu au voie să facă lucrul acesta și încurajez pe toți acei turiști care se confruntă cu astfel de situații să facă o sesizare la Ministerul Turismului sau la Protecția Consumatorului. Vreau să spun că cei de la Protecția Consumatorului au amenzi foarte drastice pe această speță și vorbim de amenzi care pleacă de la 50.000 de lei la 100.000 de lei. Dar știți că unele pensiuni au de acest tarif diferențiat afișat pe site. Adică se poate vedea simplu, fără să facă cineva o sesizare. Puteți să ne dați și un exemplu. Noi am făcut controle, nu am întâlnit astfel de spețe, dar orice turist care vede acest lucru și care se confruntă cu astfel de probleme, se poate semnala și este foarte ușor. Anul trecut, dumneavoastră ați aprobat o listă cu 6 localități cu potențial turistic ridicat și cu prioritate pentru investițiile în turism. Iar în acea listă se regăsea și localitatea Mitreni din județul Călăraș. Autoritățile din Mitreni au făcut ceva, a trecut totuși un an de zile. Au făcut demersuri pentru a solicita fonduri. Există o colaborare sau o solicitare la Ministerul Turismului în momentul de față? Da, nu. Este un de guvern care nu e exclusiv Ministerului Turismului, este împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale. Din datele pe care le am eu acum, nu au făcut nicio demers ca să intre pe master planul de investiții în turism, dar să știți că intrând pe acea anexă, parcă este anexa 8, dacă sper să nu mă înșel, anexa 8, cu localități cu potențial turistic ridicat, beneficiază și de alt punctaj pentru fel de fel de proiecte. Nu e neapărat să acceseze fonduri pe Ministerul Turismului. Autoritatea publică locală se poate orienta și spre alte axe de finanțare și beneficiază în plus de punctaj la analiza dosarului. Întrebarea mea vine într-un fel, pentru că la prefectură mi s-a spus că județul Călăraș nu are niciun fel de potențial turistic. Ba din contră, județul Călăraș cred că are potențial turistic foarte... Dar fi s-a spus de un coleg de al dumneavoastră, unde să nu se leagă cineva, că domnul prefect sau un angajat. Eu am fost mirat, hai să spun mirat, să nu folosesc alt cuvânt, de un coleg de al dumneavoastră care s-a opus inclusiv aceste investiții pe care noi am făcut-o aici. Există și astfel de oameni, de obicei, pe unde merg, mă ceartă lumea că nu facem mai multe investiții.
Da, și de ce nu alocăm mai mulți bani de la minister către comunitatea locală din zona respectivă? Aici, la dumneavoastră, mi-a dat să o trăiesc și pe asta, ca un coleg din presă, să mă certe de ce facem investiția la dumneavoastră în oraș. Adică... Ce oportunități de dezvoltare a oferit, iată, Guvernul României prin acest proiect la Călăraș? Parteneriate, mă refer la colaborări viitoare după terminarea proiectului. Locuri de muncă ați pomenit astăzi, de creare de locuri de muncă? Bineînțeles că da, și în jur sunt o mulțime de terenuri private. Bineînțeles că în momentul în care ai un potențial turistic și îți vin turiști, o să se construiască fel de fel de restaurant, de pensiuni, poate hoteluri. Deci o să se dezvolte toată zona. Vă spuneam că aveți un potențial uriaș aici în zonă, în special pe agricultură și pe turism. Pe agricultură îl valorificați aproape de potențialul maxim, pentru că sunteți renumiți pe zona aceasta. Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu o zonă extraordinară pe unde trece Dunărea. Și aici, poate nu aș vrea neapărat să critic, dar să trag un semnal de alarmă autorităților locale, pentru că au neglijat acest aspect de foarte mult timp, dar iată că acum începem cu un pas, poate, nu foarte mare, dar începem cu un pas înainte să dezvoltăm această... V-am întrebat de ministru și pe trei, mai fost împreună să vizităm zona unde se va face acel proiect. Iați o activitate și primarului din municipiul Călăraș? Eu am făcut autorităților publice locale, exclusiv domnului prefect. Nu este un atributul meu să invit toate autoritățile locale. Fac o invitație și un anunț al vizitei în județul meu, după care... Înțeleg din documentație faptul că primăria municipiului Călăraș e parte în acest proiect. Nu. Partea de paleză și... Domnul primar al municipiului Călăraș știa despre această vizită a domnului ministru în județul Călăraș. Aseară am vorbit eu cu dânsul, da, știa despre această vizită. Primăria este parte pe proiectul depus de Consiliul Județean, pe promenadă, acolo este parte. Guvernul României a finanțat exact, exclusiv, zona de port turistii de embarcațiuni ușoare și cele care sunt complementare acestui. Guvernul PSD niciodată nu a ținut cont de culoarea politică. Dacă observați, cele mai multe proiecte finanțate și în anumite etape la ora actuală sunt ale primarilor PNL, unde sunt 37 primari PNL din 55 de OAT-uri, inclusiv municipiul Călăraș. Toate proiectele, foarte multe proiecte sunt finanțate către guvernul PSD, către primarii PNL. Deci, cu alte cuvinte, nu stați în lucruri de culoare politică. Cine a mers și a depus un proiect și a fost eligibil, a fost finanțat, inclusiv acest proiect, care a fost în mare parte și susținut și promovat de către Consiliul Județean. În spatele oricărui primar, fie că este PSD, fie că este PNL, se află o comunitate întreagă. Iar dacă primarul respectiv nu este din decoloratura guvernului, partidului de guvernământ, nu trebuie pedepsit, nu trebuie să repetăm greșelile pe care cei de la PNL, PDL le-au făcut atunci când au fost la guvernare. Noi ajutăm pe toți românii, indiferent de opțiunea politică, și este un lucru normal. Arată normalitatea cu care acest guvern abordează toate temele economice. Și cred că cel mai bun exemplu este PNDL-ul, care e cea mai mare investiție de la Revoluția încoace în autoritatea publică locală. Dacă stăm să analizăm, toată țara este un șantier, în fiecare localitate, comună, stat, se desfășoară o investiție de genul acesta. Voiam să vă adresez o ultimă întrebare. Județul Călăraș are o poziție strategică foarte bună. Suntem pe malul Dunării, autostrada traversează județul, suntem la jumătatea drumului între București și Constanța, la granița cu Bulgaria. Dacă pentru pasajul de la Drajna înțeleg că avem promisiuni și că va începe lucrarea în scurt timp, o altă investiție foarte importantă pentru județul nostru și pentru dezvoltarea turismului în județul nostru ar fi podul peste Dunăre. An de an s-a discutat despre această investiție. În momentul de față, știți... Podul peste Dunăre este o investiție, va fi o investiție majoră pentru noi ca țară, nu numai pentru noi ca și oraș. Deocamdată, ce știm noi, este un aprobat un memorandum cu partea bulgară. Partea bulgară este de acord pentru construirea acestui pod. Uniunea Europeană poate să ne sprijine vis-a-vis de acest pod,
dar el trebuie să intre într-o viziune următoare vis-a-vis de construirea celor trei poduri peste Dunăre. Mă refer la cel de la Giurgiu și am cu acest lucru spuneam într-un comunicat de presă că partea bulgară dorește un nou pod de la Giurgiu, podul de la Călăraș și podul de la Turnul Mărurel. Încă așteptăm decizii importante ale Uniunii Europene vis-a-vis de master planul pe infrastructură și construirea acestui pod și la Călăraș. Repet, dar până la acest pod, noi mergem cu pași mărunți și aici fac o paranteză. Domnul ministru Cuc, ministrul transporturilor, a acceptat și n-am făcut public până acum ca DN21, mă refer la drumul care iese din orașul Slobozia nostru spre Drajna și spre Slobozia și mai departe spre Brăila, să-l treacă într-un studiu de prefezabilitate. Am găsit sursa de finanțare, este pe POIM, se derulează acest studiu de prefezabilitate, nu vreau să avansez alte termene, fiindcă nu am cunoștință de ele și vreau să cred că ceea ce spunem noi sau ceea ce vrem să transmitem pentru populație sunt lucruri credibile.